Ora 20, doamnelor, domnilor, bună seara, sunt Alex Lădescu, începe principalul buletin de știri al zilei la P1 TV. România riscă să piardă peste 1 miliard de euro bani europeni. Este vorba despre o parte din cererea de plată numărul 3 din Planul Național de Redresare și Reziliență. Și asta în timp ce guvernanții se plâng că n-au bani suficienți la buget. De ce riscăm să pierdem fondurile din cauza unor numiri defectuoase la mai multe companii de stat și a unor lucrări feroviare nerealizate? Cu toate acestea, premierul Marcel Ciolacu dă asigurări că nu vom pierde nici măcar un euro. Premierul Marcel Ciolacu a reacționat dur după apariția unor informații conform cărora România ar putea pierde temporar 1,1 miliarde de euro din cererea de plată numărul 3 din PNRR. Guvernul ar fi îndeplinit doar 68 de jaloane din cele 74 și are 6 luni de zile pentru a le rezolva. Jaloanele restante se referă la numirile din companiile din energie, la AMEPIP, scăderea pragului, la micro-întreprinderi și finanțarea metroului de la Cluj. Celelalte două jaloane neîndeplinite vizează numiri la conducerea companiilor din transporturi și contracte ce vizează lucrări feroviare. Nu riscăm nimic. Nu riscăm nimic. Ce v-ai transmis, domnul Boros? M-a întrebat. Nu riscăm să pierdem niciun euro. Sunt două sume la Ministerul Transporturilor, cea cu metroul de la Cluj și încă o sumă pe nu știu ce rate care nu au fost transmise din SEAP în juie, ceva foarte tehnic, pe care le-am trimis din nou în discuție la nivelul tehnic, dar amândouă sunt pe lon, deci sunt pe împrumut. Cu alte cuvinte, România nu pierde niciun leu, niciun euro din granturi. Premierul a aruncat fără să-i numească vorbe grele la adresa miniștrilor liberali, care n-ar fi luat măsurile necesare pentru îndeplinirea jaloanelor. Eu vă spun un singur lucru, tot ce era la companiile la transporturi și-au dat toți demisia imediat, tot ce era AMEPIP și-au dat imediat demisia unde am fi putut pierde bani, sperăm ca și la energie să întâmple același lucru. Oricum declanșez proceduri la toate, oricum aducem companie, oricum am cerut la Comisia Europeană chiar să-mi trimită un expert în selecția pe 109. Este exclus ca România să piardă vreun euro. Dacă am fi avut niște miniștri mai implicați și care ar fi înțeles că nu mai merge cu șmecheria în 2024, acum n-am fi avut această problemă. Discutăm așadar despre ce se întâmplă cu banii europeni, despre taxele anului viitor, dar și despre scandalurile dintre PSD și PNL împreună cu vicepreședintele Partidului Social Democrat, domnul Florin Jianu. Bună seara, bine ați venit în studioul știrilor B1 TV. Bună seara, mulțumesc pentru invitație. De asemenea, a fost ministrul pentru mediul de afaceri, comerț și antreprenoriat. Domnule Jianu, știți foarte bine cum funcționează aceste fonduri europene în țara noastră. Prima întrebare vine exact pe această temă. Dacă riscăm într-adevăr să pierdem această sumă? Ați văzut, premierul spune că nu, că oricum vorbim de niște sume împrumutate, nu de granturi. Totuși e nevoie însă de reforme ca să nu pierdem nimic. Nu vom pierde niciun euro din fonduri europene, așa cum nici până acum n-am pierdut niciun euro din fonduri europene și e vorba de 6 luni de zile în care Comisia Europeană a dat termen de implementare a măsurilor suplimentare. Vedeți, una dintre măsuri e legată de micro-întreprinderi și aici premierul a spus în nenumărate rânduri că e nevoie de o decizie politică. Dacă e să ne întrebăm de multe ori de ce e necesară coaliția de guvernare să fie funcțională, avem și răspunsul, pentru că trebuie luate decizii, trebuie luate decizii care să aducă stabilitate și predictibilitate. Și de ce n-a fost luată această decizie? Păi, întrebați Partidul Național Liberal cu privire la ieșirea de la guvernare, la funcționarea, la nefuncționarea coaliției de guvernare. Tocmai am spus anterior că o coaliție funcționară ar trebui să ia decizii și legat de acest subiect. De multe ori cei de la PNL militau, nu, pentru o impozitare mai redusă pentru micro-întreprindere. Asta spune acum Comisia Europeană, să scădem acel prag de la jumătate de milion de euro la doar câteva zeci de mii, dacă nu mă înșel, practic 88.500 de euro. Acesta ar fi pragul. De ce nu s-a putut lua această decizie? Pe de o parte pentru că nu s-au întâlnit cei doi mari lideri și n-au reușit să se pună de acord sau... Cert este că Partidul Social Democrat susține menținerea pragului de impozitare, așa cum susținem și neschimbarea taxelor și impozitelor pentru anul viitor. Dacă e să ne uităm pe ceea ce înseamnă acest jalon din PNRR, acolo scrie foarte clar reducerea treptată a plafonului. Ori, din păcate, și acest lucru l-am spus și
atunci când eram reprezentant al mediului de afaceri, nu am văzut o statistică foarte clară odată cu schimbarea pragului de impozitare, pentru că el a fost redus, vă amintiți, de la 1 milion la 500.000 de euro. Câte micro-întreprinderi mai sunt în acest moment în pragul de impozitare de 1, respectiv 3%? S-a mai adăugat și acea componentă conform căreia practic nu mai poți să deții decât o micro-întreprindere în... Nu 3, cum era înainte. Nu 3, așa cum era înainte. Deci, nu trebuie o asumare și să vedem o statistică foarte clară, pentru că... Să vină ministrul de finanțe cu analiza. Ar trebui mers la Comisia Europeană și negociat și în acest sens. Uitați câte am avut la început, câte mai sunt în acest moment și ce spune jalonul. Dar ce facem cu agenția MEPIP? Acolo știm... Cumva, Secretariatul General al Guvernului, într-adevăr, este deținut de Partidul Național Liberal, dar este și în subordinea vicepremierului. Acolo foștii șefi au demisionat, unii dintre ei au rămas interimari. Este un jalon cheie neîndeplinit, pentru că cum sunt cumva considerați incompatibili și în conflict de interese. La fel se întâmplă în tot felul de companii din energie. Aici și premierul a cerut să fie luate măsuri, să-și dea demisia și cumva dă vina pe ministrii PNL. Premierul a spus foarte clar două lucruri, că în termenul de 6 luni de zile, că unul, că deja au început să se corecteze aceste lucruri, al doilea, că în termenul de 6 luni de zile toate aceste jaloane vor fi îndeplinite și al treilea lucru, că e deschis chiar implementării cu experți străini, ceea ce înseamnă 109. Deci am încredere că lucrurile se vor rezolva. Păi și de ce durează totuși atât de mult? Adică cu situația de la MEPIP se știe, durează de luni de zile, nu e o chestiune nouă. Sunt convins că lucrurile vor fi rezolvate în perioada următoare. Nu am datele tehnice să vă spun de ce Comisia Europeană nu a fost mulțumită cu ceea ce s-a întâmplat și s-a implementat până în acest moment. E cert că numirile, că celelalte concursuri pentru, ați văzut, sunt foarte multe companii deținute de statul român și care au trecut prin componente acestea de 109 și care au fost în curtea AMEPIP. Niciuna dintre ele sau la majoritatea nu am auzit plângeri, ci au fost îndeplinite și lucrurile merg într-un sens bun. Da, ne uităm și spre taxele anului viitor. Avem foarte multe semne de întrebare cu cât vom plăti mai mult anul viitor, dacă vom plăti, pentru ce vom plăti mai mult. Avem pe de-o parte un anunț clar din partea premierului, nu crește taxa pe valoare adăugată, a venit și Nicolae Ciucă, cel care spunea că PNL a negociat la Comisia Europeană să avem cotă unică și anul viitor. Pe de altă parte a mai venit premierul Marcel Ciolacu, cel care a spus că nu va crește nicio taxă, că nu vor fi introduse taxe noi anul viitor și că nu vom avea impozitare progresivă pentru companii. Pe de altă parte, deși de asigurări că nu vom avea taxe noi, nu știm dacă vor crește actualele taxe și nu mă refer aici la TVA, cea pe care a exclus-o premierul. Punctul de vedere al Partidului Social Democrat este foarte clar. Anul viitor nu vor fi introduse noi taxe, se vor menține taxele actuale, impozitul pe venit care e 10%, TVA-ul care e 19%, 9% cota redusă, pentru că să știți că în ultima perioadă am avut foarte multe întâlniri cu patronatele și sindicatele și, spre exemplu, ca să dau un exemplu concret, patronatele din sfera turismului au cerut menținerea cotei de 9% pentru că au arătat că, spre exemplu, Bulgaria, vecinii noștri și concurenții noștri pentru ceea ce înseamnă turism, au o cotă redusă. Vă dați seama ce ar însemna în acest moment modificarea cotei reduse de TVA numai în turism? Ca să dăm un exemplu concret. Am avea o scădere teribilă. Deci lucrurile astea nu se vor schimba. Nici impozitul pe venit nu crește. Nu crește. Impozitul rămâne la 10%. Impozitul pe profit rămâne la 16%. Deci nu vor fi taxe și impozite. Dar impozitele pe proprietate? Nu vor exista schimbări în ceea ce înseamnă taxele și impozitele încă o dată. Deci acest lucru trebuie să-l repetăm de câte ori este nevoie, pentru că suntem într-o perioadă, sigur, a alegerilor, într-o perioadă în care emoțiile sunt la o cotă ridicată și mesajele trebuie să fie foarte clare. Și atunci de unde bani mai mulți la buget? Pentru că am văzut, bugetul de stat are cheltuieli tot mai mari. Păi eu o să vă spun principalele 3 probleme ale mediului de afaceri, care înseamnă și principalele 3 soluții. Pe primul loc avem cota de inflație. În al doilea rând avem concurența neloială. În al treilea rând avem impozitul pe forța de muncă. Și mă opresc la locul 2, la ceea ce înseamnă concurența neloială. Păi dacă mediul de afaceri ajunge să spună că, concurența neloială e deja o problemă care
sare în top, nu a existat în anii anteriori. Eu fac referire la Carta Alba IMM-urilor în acest moment, Biblia mediului de afaceri sau antreprenorilor mici și mijlocii. Dacă mediul de afaceri spune că, virgulă, concurența neloială e pe locul 2 ca problemă, atunci acolo avem și soluția pentru ceea ce înseamnă colectarea mai bună și venituri mai bune la bugetul de stat. Pentru că această concurență neloială înseamnă, de fapt, o povară în plus pentru mediul de afaceri și înseamnă economia la negru. Și pentru... cum îndepărtați concurența neloială? Păi, una dintre soluții e digitalizarea. A doua dintre soluții e o legiferare mai inteligentă. Și aici iarăși reveniți, spre exemplu, ca să fim mai concreți, la ceea ce înseamnă turismul. Există regulamente europene care trebuie puse în practică, pentru că nu e posibil ca turismul la negru, și iar fac referire la patronatele din turism, să spună că sunt sufocați de ceea ce înseamnă turismul la negru. Ori implementarea unor regulamente europene și punerea unor reguli foarte clare în economie poate însemna pentru toată lumea valoare adăugată. Dar ce spuneți dumneavoastră înseamnă niște măsuri care durează foarte mult de multe ori și asta ar însemna, nu știu, să ajungem undeva la finalul anului 2025 în care să fie aplicate poate toate aceste măsuri, timp în care deficitul ar continua să crească. Nu au de ce să fie implementate atât de târziu, mai ales că eu încă o dată cred că trebuie să trecem de această perioadă de alegeri în care vedeți că în loc să vedem de guvernare și de aceste măsuri care multe dintre ele trebuie puse în aplicare, se discută foarte multă politică în această perioadă. Însă cu așezarea noului buget, cu așezarea noului guvern, sunt convins că toate aceste lucrurile încă o dată se vor liniști și din sfera comunicării publice și vor intra într-un făgaș normal. Da, e agitație mare pe scenă.